avem primele cupe naționale de categoria 1 din sezonul 2024-2025, Cupa Mioveni și Cupa Hattrick. Sunt cupe unde așteptăm peste 120 de participanți din toată țara. Avem undeva la 22 de cluburi afiliate, dacă mi-aduc bine aminte numărul exact, și suntem în creștere. Astăzi, vineri, am avut un concurs pentru amatori, un concurs pentru practicanții ai sportului care nu sunt legitimați ai unui club sportiv, nu sunt încă un fenomen. Și uite că a fost foarte bine primit, avem 35 de participanți la acest concurs. Sunt jucători care nu au participat niciodată la un concurs al federației. De unde sunt jucătorii din seara asta? Sunt din împrejurim, majoritar din Mioveni, din Pitești, dar au venit și din București câțiva. E un concurs pe care îl organizăm împreună cu playdarts.ro și există deja o serie de concursuri în București pentru amatori și intenționăm să facem aceste concursuri înainte de cupele naționale pentru jucătorii profesioniști în fiecare oraș unde mergem cu concursurile. Cupa Mioveni și Cupa Hattrick sunt cupe de categoria 1, unde se câștigă cele mai multe puncte care contează în clasamentul general, clasament prin care jucătorii se califică la finala campionatului național. Finala campionatului național și în final în echipa națională de darts a României. Practic e un maraton care ține un an întreg, începând din octombrie până în iunie. În iunie decernăm campionul și campioana națională și stabilim lotul național pentru participarea la campionatul mondial din Coreea. La anul, în septembrie, mergem în Coreea. E un început, entuziasmul e mare la început, pentru că toți au speranțe. Vedem cine va câștiga. Campionul național antitră este Daniel Racoveanu, care este de aici, din Mioveni, în timp ce la feminin, Giulia Olteanu, componenta clubului din Mioveni, deține titlul de campioană națională. Așadar, am venit în orașul care deține cele mai bune rezultate. S-a urmat să întreb cum se vede evoluția dartului din Mioveni la nivel de federație, pentru că aici pare din ce în ce mai popular și să ne spuneți ceva și despre condițiile în care se organizează competiția. Da, clubul din Mioveni are cei mai buni sportivi la momentul acesta din țară, sau cei mai mulți cei mai buni sportivi. A crescut foarte bine în an de an nivelul și implicarea celor de aici din Mioveni. Se vede, concursurile sunt organizate foarte bine, suntem foarte mulțumiți de condiții. Aici la sala sporturilor este spațiu suficient, avem suficiente ținte și deschidere. Așteptăm, intrarea este liberă, așteptăm și spectatori dacă vor să vină, dacă vor să ceară informații. Darts-ul e un sport ieftin de început. Cu o investiție mică poți să-ți faci acasă un setup profesional, aproximativ 100 de euro, îți iei o țintă, îți iei săgeți, îți iei tot ce trebuie, apoi îi așteptăm la concursuri, unde începe partea un pic mai grea.